Florin Cârciumaru, președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat, alături de președintele executiv Ion Călinoiu, vor participa joi la Comitetul Executiv Național al PSD. Evenimentul se va desfășura la Palatul Parlamentului din București și va reuni președinți de consilii județene din țară, șefi de organizații județene, primari de municipii, reședințe de județi și alți membri ai partidului. Comitetul Executiv Național se va desfășura joi 7 mai la București, la Palatul Parlamentului. La lucrările acestei ședințe vor participa membrii Comitetului Executiv Național, președinții de consilii județene, primarii de municipiu, reședință de județ și membrii PSD. Sunt absolut convinsă că o să mă întrebați cine va participa de la Gorj. Vorbim doar de două persoane, președintele Organizației Județene PSD, domnul Florin Cârciumaru, și președintele executiv al PSD Gorj, domnul Ion Călinoiu. Potrivit reprezentanților PSD Gorj, după reuniunea de la București, se va organiza și un comitet executiv județean. Rolul acestuia va fi de a analiza și reorganiza, acolo unde este cazul, organizațiile locale ale partidului. După acest comitet executiv național, și la nivelul județului se va organiza un comitet executiv județean, în cadrul căruia se vor pune în discuții analiza organizațiilor locale de la nivelul județului și, bineînțeles, reorganizarea lor, alegerea birourilor permanente locale acolo unde se impune sau, de ce nu, reconfirmarea acestor birouri locale. Organizația județeană a PSD va începe din această lună pregătirile pentru alegerile locale de anul viitor, scopul fiind câștigarea acestora în cât mai multe localități din Gorj.